Mai mulți polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au alăturat campaniei naționale Let's Do It România, desfășurată în acest weekend în zona râului Olt. Oamenii lege au participat la această mobilizare amplă prin care au realizat acțiuni de curățare a mediului împreună cu sute de alți voluntari din județul nostru. În cadrul acestei campanii organizate la nivel național cu ocazia Zilei de Curățenie Națională au fost adunate cantități impresionante de deșeuri pentru ca toți locuitorii orașului să se poată bucura din nou de frumusețea mediului înconjurător. Prin puterea exemplului ne dorim să inspirăm și să motivăm cetățenii să se implice activ în menținerea unui mediu înconjurător curat și sănătos. Fiecare gest contează și poate aduce o schimbare pozitivă. Voluntariatul polițiștilor care au ales să adune deșeurile aruncate neglijent în zonele periferice ale municipiului Slatina este un mod de a transmite un mesaj clar, respectiv că împreună putem face lumea în care trăim un loc mai frumos și mai curat. Din 2009, această campanie a declanșat un adevărat val de solidaritate la nivel național, milioane de voluntari fiind implicați până în acest moment în aceste acțiuni de ecologizare.